Stimați colegi, bună ziua! Mă bucur să vă revăd. Sper că sunteți sănătoși, domn Perju. Vă dorim din nou însănătoșire grabnică și vă așteptăm cu drag să vă putem saluta fizic și vă așteptăm cu drag să reveniți la birou, pentru că este foarte mult de lucru. Dar, indiferent de aceasta, domnul ministru, în primul și în primul rând vă urăm sănătate și aveți grijă de respectarea protocolului de tratament. Stimați colegi, astăzi este ziua Serviciului Protecției și Pază de Stat. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a le transmite onoraților ofițeri, subofițeri, angajaților Serviciului Protecției și Pază de Stat cele mai calde și sincere felicitări cu această ocazie. Dânșii au o activitate extrem de dificilă, mai ales în condițiile unei securități volatile atât în regiune cât și pe plan global, dar sunt convins că capacitatea, profesionalismul dânșilor le va permite să facă față oricăror provocări, oricăror probleme cu care vor avea de confruntat. Stimați ofițeri, subofițeri ai Serviciul Protecției, Pază și Stat, felicitări la mai mult și la mai mare. Revenind acum la agenda ședinței noastre de astăzi a Guvernului, aș vrea să o rog pe doamna secretar de stat, Tatiana Zătic, dacă puteți să ne spuneți care este situația la ora actuală în ceea ce privește pandemia. Vă rog frumos! Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor, stimați domnule prim-ministru interimar, stimați membri ai Guvernului, conform datelor înregistrate privind situația epidemiologică cu COVID-19, la data de ieri avem înregistrate 546 cazuri noi de COVID, din care 6 cazuri de import. În total, cifra a atins numărul de 156.972 de cazuri. În tratament activ sunt 6.211 persoane. După numărul de teste efectuate, vedem că este stabil un număr constant de teste realizate, 2.771 în ziua de ieri. Numărul total de teste efectuate de la începutul pandemiei, 615.284. Numărul de cazuri după teritorii administrative, cel mai înalt număr este înregistrat în municipiul Chișinău, 266 cazuri, după care Transnistria cu 34, Strășeni 32, Ialoveni 29 și avem raioane care situația este relativ mai bună, un singur caz, de exemplu Tundușeni, Comrat, Cedărlunga, se registrează câte un caz. După tendințele care se înregistrează în ultimele zile, avem comparativ cu zilele precedente o creștere. Am avut 265, 224 ieri, astăzi este numărul de 546, ceea ce impune în continuare respectarea măsurilor restrictive pentru și măsurilor de protecție anti-COVID-19. Cu vindecare sunt raportate 202 persoane, 147.380 total de la începutul pandemiei. Avem din nou înregistrate cazuri de infectare în rândul personalului medical, 41 total, 16 medici, 23 asistenți medicali, 2 personal auxiliar. Numărul pacienților care sunt internați în spital în stare extrem de gravă este de 226 persoane, 48 sunt la ventilație mecanică și numărul cazurilor de deces de asemenea este înalt, cu o anumită scădere ziua de ieri și ziua de astăzi, de ziua de alaltă ieri. Ieri au fost înregistrate 13 cazuri, alaltă ieri 7 cazuri de deces. Numărul total de decese 3.381. Aceasta este informația la zi. La finalul săptămânii vom avea deja săptămâna epidemiologică și vom vedea comparativ cu săptămânile precedente. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat.
Fac încă o dată apel către toți cetățenii noștri să fie foarte atenți la respectarea condițiilor sanitare. Vă rog frumos să purtăm masca de protecție și să încercăm în măsura posibilităților să evităm conglomeratele atât în urbă cât și în spațiile rurale. Vedeți, dumneavoastră, repet, este un virus foarte perfid, un virus care apare și reapare, vine, are o sinusoidă permanentă, cu toate că este îmbucurător faptul că totuși numărul de noi infectări se menține la un nivel acceptabil, totuși trebuie să fim prudenți ca să nu admitem o sporire drastică a noilor cazuri de infectare. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Zatic, și trecem nemijlocit la examinarea agendei noastre de lucru. Primul subiect din agendă îl avem cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Doamna secretar de stat, Tatiana Ivanichkina, vă rog frumos. Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat într-o executare a prevederilor articolului 6 din legea numărul 69 din anul 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică. Astfel, se propune alocarea sumei totale de 41.024.000 din fondul de intervenție al Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 2.654 de persoane, care includ angajația instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară în sumă de 1680, în valoare de 1.685 de persoane, precum și angajați din domeniul apărării, justiției, securității statului și altor autorități și instituții bugetare, care au contractat infecția COVID în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu pentru 969 de persoane. Din suma totală de 41.024.000 lei, cele mai mari sume sunt alocate pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 14,7 milioane lei pentru 919 persoane, Consiliului Municipal Chișinău, 6 milioane lei pentru 376 de persoane, Consiliului Raional Florești, 1,4 milioane lei pentru 89 de persoane, Consiliului Raional Strășeni, Cahul și Comitetul Executiv UTAG Găuzea, câte 1 milion de lei fiecare și restul sumelor sunt mai mici, distribuite pe autorități publice centrale și locale. Autoritățile publice nominalizate în calitate de beneficiare a mijloacelor financiare alocate poartă responsabilitate pentru datele prezentate și vor întocmi în modul stabilit documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor respective prin intermediul instituțiilor în care persoanele activează. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Am o întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți sau dacă dețineți această informație. Cifra de persoane care urmează a beneficia de această indemnizație unică de 16.000 de lei ca recompensă pentru cazurile de infectare cu COVID-19 în timpul exercitării funcțiilor, la ce dată este stabilit? Pentru că oricum continuă procesul de infectare a cadrelor medicale și a celor care se află în prima linie de combatere a pandemiei. Da, stimați domnule prim-ministru, au fost făcute modificări la legea numărul 69, astfel încât persoanele angajate în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești vor beneficia de această indemnizație pe o perioadă nedeterminată, atât timp cât vor contracta această infecție. În timp ce angajații din alte autorități bugetare care nu fac parte din personal medical sunt în drept să beneficieze de această indemnizație dacă s-au îmbolnăvit până la 30 septembrie anul 2020. Astfel prevede cadrul legal. Înțeleg, mulțumesc. Întrebarea mea, de fapt, viza, vă dați seama, pandemia nu s-a oprit, deci nu s-a finalizat, continuă.
prin urmare vor fi noi și noi cazuri de infectări. Persoanele care au contactat, au fost afectate de COVID-19 în exercitarea funcției, va urma o nouă hotărâre de guvern pentru alocarea unei noi sume în cazul unui număr adițional de cadre medicale afectate de COVID-19. Asta era logica întrebării mele. Deci, la moment, în prezentul proiect de hotărâre de guvern au fost incluse toate solicitările care sunt la zi în Ministerul Finanțelor. Ulterior, în dependență de solicitările primite adițional, vom elabora ulterioare proiecte de hotărâre de guvern pentru a asigura că fiecare persoană care s-a îmbolnăvit va beneficia de indemnizație. Da, vă mulțumesc. Stimați cetățeni, vedeți, guvernul, inclusiv în această perioadă dificilă, a identificat resursele financiare pentru a-și onora angajamentul față de cadrele medicale, cadrele auxiliare din sistemul sănătății pentru a achita această indemnizație de 16.000 de lei pentru cei care au suferit de COVID-19 în timpul exercitării mandatului. Vreau să vă asigur că și în continuare Cabinetul de Ministri va face tot posibilul pentru a identifica mijloacele necesare și a-și onora acest angajament. Dincolo de faptul că am fost nevoiți să activăm fondul de investiții fondul de intervenție a Guvernului Republicii Moldova, oricum există o rezervă în acest sens, din care, în caz de necesitate, vom debranșa sumele necesare pentru ca oamenii să-și primească recompensa din partea statului pentru efortul și pentru jertfirea cadrelor medicale care sunt în prima linie. Vreau cu această ocazie să aduc profunda noastră recunoștință pentru toți medicii care se luptă cu acest flagel și vă mulțumesc din suflet și încă o dată profundul nostru respect. Vă mulțumesc și la rândul meu vă mulțumesc, doamna Ivanișchina. Stimați colegi, dacă aveți comentarii, dacă doriți să adăugați ceva la acest punct al agendei, dacă nu, rog respectuos să votăm acest proiect. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Este vorba despre modificarea unei hotărâri de guvern. Doamna ministru Lilia Pogolșa, vă rog frumos. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru interimar, stimați membri ai Guvernului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre aprobare proiectul hotărârii de guvern privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 639 din 2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de plată a burselor lunare sportivilor de performanță. În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a infecției COVID-19, drept pandemie, mulți sportivi de performanță din Republica Moldova nu au avut posibilitatea de a participa la competițiile sportive internaționale, respectiv nu au avut rezultate necesare pentru a beneficia de bursă lunară în anul 2021. Scopul acestui proiect constă în acordarea cu titlu de excepție a burselor lunare pe perioadă de un an sportivilor de performanță care beneficiază la moment de bursă din cauza împrejurărilor fortuite ori a traumelor obținute la antrenamente, cantonamente și competiții sportive și care nu au avut posibilitatea de a participa la competițiile sportive internaționale pentru a obține dreptul la bursă. Acest proiect vine ca răspuns la numeroasele solicitări parvenite din partea federațiilor sportive naționale, sportivilor de performanță, în contextul procesului de pregătire pentru participare la competițiile sportive internaționale. Bursele se acordă din contul și limita alocațiilor aprobate de bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În anul 2020, din bugetul aprobat de Minister pentru bursele lunare a sportivilor de performanță, au fost alocate 9 milioane de lei, fiind cheltuite 7.800.000, reșind din faptul că Jocurile Olimpice de vară vor avea loc în perioada 23 iulie-8 august 2021 pentru plata burselor sportivilor de performanță, sunt aprobate 9 milioane de lei, care includ și cheltuielile preconizate. Adoptarea și implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare. Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției. În acest context, solicit susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc frumos, doamna ministru. Este într-adevăr absolut necesar să stimulăm activitatea sportivilor noștri de performanță. Ca fost sportiv, în tinerețea mea am obținut și titlul de
maestru al sportului a fost Uniunii Sovietice, la tir. Cunosc dificultățile cu care se confruntă sportivii noștri, prin urmare consider absolut necesar să aprobăm această posibilitate de a le permite sportivilor noștri, repet, de performanță, să beneficieze de aceste burse lunare în scopul asigurării continuității eforturilor lor zilnice în menținerea formei sportive și capacității de a reprezenta Republica Moldova la competițiile internaționale, care, trebuie să recunoaștem, sunt și ei ambasadori ai țării noastre pe podiumurile sportive internaționale. Prin urmare, stimați colegi, rog respectuos să punem la vot acest proiect al hotărârii de guvern. Vă mulțumesc frumos! Procedem mai departe cu agenda ședinței de astăzi. Următorul punct prevede iarăși examinarea unui proiect cu privire la modificarea unor altor hotărâri ale Guvernului. Domnul ministru Ion Pierjou, vă rog frumos! Vă mulțumesc! Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului! Se prezintă atenție dumneavoastră proiect hotărârii de guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale guvernului. Prezentul proiect este elaborat în temeiul prevederilor articolului 36, alineatul 2 din legea numărul 306 din 2018, privind siguranța alimentelor, și articolul 41, alineatul 3, litera B din legea numărul 279 din 2017, privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Proiectul hotărârii de guvern are drept scop aducerea în concordanță a actelor normative ale Guvernului cu prevederile legii numărul 306 din 2018 privind siguranța alimentelor și cu ultimele modificări în legea numărul 279 din 2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, ca urmare a aprobării recente a acestora. Astfel, proiectul dat ajustează într-un șir de acte normative referințele la legea numărul 113 din 2012 privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor și în legea numărul 78 din 2004 privind produsele alimentare. Proiectul nominalizat a trecut toate avizile respective pozitive. Reușind cele expuse, rog susținerea proiectului preconizat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul ministru. După cum vedem, este vorba de ajustarea actelor normative la noile prevederi legale, care, după mine, sunt ceva mai dure decât cele anterioare și prevăd în mod direct sporirea gradului de protecție a consumatorilor finali a produselor agroalimentare. Stimați colegi, dacă aveți dorința de a veni cu comentarii, dacă nu, rog respectuos cine este în favoarea susținerii acestui proiect de hotărâre, rugăm să votăm. Vă mulțumesc mult! Următorul subiect ar fi în responsabilitatea Ministerului Finanțelor. Stimată doamnă secretar de stat Tatiana Ivanichkina, vă rog frumos! Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 2 prim din hotărârea Guvernului numărul 960 din anul 2017 pentru punerea în aplicare a legii numărul 109 din anul 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Proiectul prevede extinderea până la 30 iunie anul 2021 a perioadei în care li se va permite agenților economici înregistrați și neînregistrați la instituția publică Agenției Servicii Publice, precum și instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova traversarea punctelor comune de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo și Novosavitskoe-Cuciurgan, fără aplicarea măsurilor de politică economică a prohibițiilor cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale. Prin urmare, se propune ca în această perioadă, până la 30 iunie curent, de comun cu toate părțile interesate, să se identifice soluții viabile de înregistrare a instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova la instituția publică Agenției Servicii Publice,
precum și în vederea notificării suplimentare a agenților economici din stânga NIS-ului neînregistrați la ASP despre obligativitatea înregistrării acestora până la expirarea termenului limită de 30 iunie 2021. Ținând cont de cele expuse supra, rugăm susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna secretar de stat. Îmi permit să intervin și eu cu un mic comentariu la acest subiect. Dragi colegi, stimați cetățeni, ținând cont că pe parcursul ultimelor ani aceste facilități fiscal-vamale au fost prelungite în repetate rânduri, după cum vedeți, din 2017, când a fost pentru prima dată adoptată această hotărâre de guvern, a fost în permanență, realizarea ei a fost amânată, agențelor economice din regiunea transnistreană, fiindu-le oferită posibilitatea activării în câmpul legal al Republicii Moldova, consider judicios ca termenul de acțiune al punctului 2 prim din hotărârea guvernului numărul 960-2017 să fie prolongat pentru ultima dată, cu ulterioara conformare a acestora la rigorile aplicabile tuturor întreprinzătorilor de pe teritoriul țării. Rog ca această mențiune să fie reflectată în procesul verbal al ședinței noastre de astăzi, iar Ministerul Finanțelor, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, să inițieze acțiunile necesare în vederea elaborării unui proiect de modificare a hotărârii Guvernului numărul 960 din 2017, până la data de 15 mai 2021, în contextul celor care le-am menționat. Totodată, rog ca Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și Ministerul Afacerilor Interne, să continue dialogul cu partea ucraineană în vederea avansării procesului privind implementarea fazei finale a controlului în comun pe segmentul central al frontierei de stat moldo-ucrainene, începând cu data de 1 iulie 2021. Vă mulțumesc și cu, în acest context, rog respectuos comentariile dumneavoastră. Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm acest proiect de hotărâre a Guvernului. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Este vorba de un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil. Revin iarăși la dumneavoastră, doamna secretar de stat, Tatiana Ivanichkina, vă rog frumos. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în temeiul legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, al legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și în baza deciziilor Consiliului Raional Taraclia din lunile octombrie și noiembrie anul 2020. Astfel, bunul imobil propus pentru a fi transmis din proprietatea statului, administrarea Ministerului Finanțelor în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, în proprietatea raionului Taraclia, cu suprafața de 217 metri pătrați, fiind amplasat în orașul Taraclia. Iar transmiterea acestui bun imobil este necesară în scopul amplasării autorităților deconcentrate și descentralizate ale raionului Taraclia. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către toate autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar aprobarea acestuia nu implică cheltuieli bugetare suplimentare. În contextul celor expuse, rugăm susținerea proiectului. Vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat. Dacă Ministerul Finanțelor, sau mai bine zis Serviciul Fiscal de Stat, nu mai are nevoie de acest imobil, evident, putem doar saluta decizia de a-l transmite în gestiunea autorităților publice locale, în cazul de față, în gestiunea orașului Taraclia. Vă rog frumos, stimați colegi, dacă sunt obiecții, comentarii, dacă nu, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern, rog votați. Vă mulțumesc.
Următorul punct este vorba despre dispoziții cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Zi care, în mod tradițional, comemorăm victimele intervenției militare în Afganistan, comemorăm la data de 15 februarie. Stimată doamnă secretar de stat, Liliana Iaconi, vă rog frumos. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru interimar, stimați membri ai guvernului, stimați secretari de stat, propun atenției dumneavoastră proiectul dispoziției guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, 15 februarie. Proiectul a fost elaborat în vederea organizării și desfășurării manifestărilor consacrate zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan, având drept scop recunoașterea importanței naționale a evenimentelor. Proiectul dispoziției prevede instituirea comitetului organizatoric pentru responsabil de desfășurarea manifestărilor consacrate zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan și planul activităților de marcare a zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Este de menționat că proiectul dispoziției a fost consultat cu toate părțile interesate, inclusiv cu asociațiile veteranilor din războiul din Afganistan. Realizarea acțiunilor incluse în planul menționat se va efectua din contul mijloacelor autorităților implicate și din alte surse care nu contravin legislației în vigoare. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Iaconi. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, eventuale comentarii la acest punct al agendei, dacă nu, rog respectuos votul dumneavoastră pentru a aproba acest document. Vă mulțumesc frumos și în același context, domnul general Gaiciuc, domnul ministru apărării, aș aprecia enorm de mult poziția dumneavoastră proactivă, inclusiv în organizarea, susținerea în organizarea și buna desfășurare a acestor evenimente dedicate comemorării concetățenilor noștri căzuți în războiul din Afganistan. Vă mulțumesc frumos și aș aprecia enorm efortul Ministerului Apărării al Republicii Moldova în realizarea acestor evenimente. Stimați colegi, cu aceasta am încheiat agenda relativ scurtă de astăzi a ședinței Guvernului. Vreau să vă mulțumesc pentru participare și pentru votul acordat noilor hotărâri de guvern din ședința de astăzi. Iarăși îmi permit să fac un apel către toți cetățenii din țara noastră să fim atenți la cum ne comportăm și cum ne protejăm de COVID în aceste dificile vremuri pandemice. Vă îndemn să fim responsabili și vă îndemn să avem respect față de normele sanitare și restricțiile sanitare care sunt în vigoare. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi plăcută în continuare. Domnul ministru Perju, vă îndemnăm și vă urăm sănătate, sănătate, sănătate și vă așteptăm înapoi la servicii. Sănătos și voios. Domnul ministru, numai bine. Stimați colegi, vă mulțumesc, o zi bună.